Hristos, Dumnezeu, prea curată Maica lui Dumnezeu, să vă primească tuturor celor prezenți astăzi la cină, la Sfânta Dumnezeiască Liturghie, după râna credința evlavei frăților voastre, așa să vă ajute Dumnezeu, să vă răspătească milostivul Dumnezeu. Din cuvântul propovăduit astăzi, rostit de către Părintele Protosinghe Iorez, cu siguranță cei atenți ați ascultat cuvântul rostit de Părintele Iorez. Cinstim astăzi, sau mai bine spus, nașterea unui cel mai mare sfânt între sfinți, Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Și, precum bine ați auzit, astăzi este mare zi de binecuvântare, nu numai pentru Bucovina, ci pentru toți creștinii ortodoxi de pretutindeni, care de altfel cinstim sfinții pe care ne-a dat Dumnezeu ca dar, protectori, pentru păcatele noastre mijlocind înaintea tronului Dumnezeu. Putem numi pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, în afară de cuvântul care l-ați auzit astăzi, despre Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, un mare sfânt, ocrotitor al Bucovinei și nu numai al Bucovinei. Vedeți că poporul nostru este binecuvântat de Dumnezeu cu mari daruri, referindu-mă la protectorii sfinții noștri, plăcuții lui Dumnezeu și prietenii noștri, mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru noi păcătoși. Nu puțin sunt acei credincioși care au primit la botez acest nume mare de Sfânt, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan, și am putea spune că dumneavoastră îl cinstiți mai multe ori pe an. Și chiar astăzi, cei care ați fost îmbrădiciți și purtați cu demnitate acest mare nume, acestui Sfânt Ioan, Sfântul Ioan Prorocul. Dar să nu uităm iarăși, mă reîntorc, eu fiind din Dulcea Bucovină, de mic copil, am văzut râvna evlavia pelerinilor de pretutindeni, mulțime de popor care veneau pe jos cu multă râvnă evlavie, cu post negru, trecând chiar și Prutul, Cernăuțul, împreună cu ierarhii, pelerinii, se puneau de două zile, să spun trei, făcând acest pelerinaj, această procesiune, pentru sărbătoarea acestui mare Sfânt Mucenic Ioan de la Suceava, care este dătător de multe daruri. Nu știu, noi nu știm și îmi pare rău că noi românii cu siguranță trebuie să cinstim toți Sfinții. Dar sunt Sfinți care le citim acatisul și sunt viața lor tradusă, și rostim acatistele de Sfinții noștri deseori uităm, să spun așa. Ne aducem aminte doar când e o sărbătoare a Sfântului sau nici atunci. Uităm să ne ducem la Sfintele Moaște când avem nevoie, că dacă Sfinții, v-am spus tot timpul, sunt casnice lui Dumnezeu, sunt și prietenii ai noștri. Adică mijlocitori pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. Puțin știm ce har mare are Sfântul Ioan de la Suceava. Mi-aduc aminte că veneau mii de pelerini și maramureșene zeci de autocare. Și Cernăuțul, și Bucovina, și Moldova. După aceea, încetul cu încetul, doar o grada mănăstirii Sfântului Ioan Botezătorul. Ioan
ucenicul Ioan din Suceava. Acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că și prezența noastră Sfântului Calinic, de când este acolo, ați observat că a băgat o rânduială Calea Sfinților, exact precum la noi la Iași, la Sfânta noastră mult milostivă Parascheva, care au venit mii de pelerini și slujbă de priveghere de noapte, toată noaptea. Și sperăm cu darul lui Hristos și a Sfântului Ioan cel Nou la Suceava să se mai întoarcă lumea la Dumnezeu. Și să nu uităm că noi suntem nevrednici a implora mila lui Dumnezeu direct și indirect, sau mai și Domnul. Dar rugăm Sfinții, care sunt plăcuții lui Dumnezeu, ca să mijlocească pentru noi. Și de aceea avem un mare dar, când vă spun un mare dar, începând de la Sfânta Preacuvioasă Mult Milostivă Parascheva, izvorătoare de mare dar, Sfântul Ioan cel Mare Suceava, Sfântul Dumitru, Sfântul Iosif și alți mulți sfinți din România, ocrotitori și protectori poporului nostru. Și în ultimul rând, și la început trebuia să spun, Măicuța Domnului, care este respirația, viața noastră, care avem nevoie și să o pomenim în lume ce grai, să o avem în memorie, în minte, și mai tot timpul să o chemăm în ajutor. Rostind rugăciunea, ușa milostivirii deschid eu, binecuvântată, născătoare Dumnezeu, ca să nu perim cei ce ne lărbim într-o tine, semnul din tine, voi crești în treaba neamul creștineți. Măicuța Domnului este cea care mijlocește pentru noi păcătoși, dar nevrednicia noastră credem cu pioșenie, cu smerenie, către Sfinții care putem numele din mari Sfinți, trecut în calendar de la botez, când am fost încreștinați, îi rugăm pe Sfinții noștri să mijlocească la Măicuța Domnului, Măicuța Domnului către Fiul Său și Bunul Dumnezeu. Ce ne-am face cu noi dacă n-am avea Sfinții, plăcuții lui Dumnezeu? Și este foarte dureros că vedem deseori, nu odată, spunând acest cuvânt, vă rog în numele Maicii Domnului să aveți grijă cu prezența în biserică. Dacă tot veniți la Sfânta Liturghie, încercați măcar să fiți prezenți de când spune preotul, nu mai spun de acatist, că nu puteți nevastă, sunt care vin din la Domnul. Când spune preotul, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, atunci cu smerenie și cu tremul pleci capul, atingi pământul cu mâna dreaptă și stai până te vină de răsit preotul această iconistă. Și atunci, până la sfârșit, binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al Său har, cu al Său iubire de oameni. Harul Duhului Sfânt coboară peste casele frăților voastre. Bine, sunt și binecuvântate plăcini, suferințe, neputințe, care nu poți să zic așa, Dumnezeu le vede, veghează și asupra lor. Sfântul Proroc Ioan Botezătorul să mă ajute și Sfântul Mare Mucenic, care l-am cinstit astăzi împreună cu dumneavoastră, să mijlocească în fața Bunului Dumnezeu pentru noi păcătoși, la mulți frumoși binecuvântați ani pentru toți cei care purtasemi de Ioan, să-i mulțumim Domnului ce avem și să nu ne plângem, fiindcă cel mai sfânt lucru este să rugăm de milostivul Dumnezeu să fim sănătoși. Că viața este un dar divin de la Dumnezeu. Că ați văzut câți oameni sunt în suferință. Ne mirăm foarte des și criticăm totodată mulți dintre noi medici, spitalilor. Nu v-aș dori să fiți în locul lor măcar o săptămână, cum spunea cineva, dar nu cineva, ca așa și în spital, când am avut accidentul. Nu știu cum, când le dea Hristos putere divină. Că sunt cu dare la Dumnezeu și îi lăsați. Și sunt care are Duhul Sfânt în ei, fiindcă sunt și credincioși.
ei nu încep o lucrare și o operație fără să se închine. Nu încep fără să se spovedi, fără. Să nu uitați dumneavoastră, e ușor tare a critica. Noi trebuie să ne rugăm pentru medicii noștri, să nu uitați asta. Dar cel mai mare dar al unui medic și sănătatea care dă la un bolnav este cuvântul dulce și blând. Că îmi spunea un credincios că a fost întrebat de o doctoriță și de-a matat, te spovedești, te împărtășești. Se vede lucru că, vedeți că medicii noștri, eu țin foarte mult să știți la medici, au o rândeară și ei, foarte frumoasă, au duhovnici, sunt de nelipsiți la biserici, mănăstiri. Am cunoscut medici care vin la prăjăghere noaptea, nu? Ca să fie doar prezență în casa lui Dumnezeu. Și-o mulțumiți cu sine că a fost în casa lui Dumnezeu și a simțit ceva de bine.